Este bine să consumi soia? Este ciudat cum un singur aliment poate crea o atât de multe dezbateri și controverse. Oare este bine, oare nu este bine? Conține fitoestrogeni, dar veganii spun este un produs extraordinar, cu el îmi iau necesarul proteic. Până la urmă, cine are dreptate? Și hai să vedem ce știm în acest video vă voi prezenta mai multe informații din studiile care sunt până la momentul de față. Toate aceste studiile le veți găsi la finalul descrierii. pentru a nu sta după fiecare cuvânt să vă spun acest studiu este din, această informație este din 2016, bla, 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 cu studiul nu știu care. Toate, toate studiile le veți găsi în descriere pentru a uh, face cercetări extra dacă vă interesează. Și eu vă voi citi mai multe lucruri din aceste studii, după care putem trage o concluzie să spunem, băi, este bine sau nu este bine să consumăm soia? Acum știm că soia se găsește în mai multe tipuri sau stiluri alimentare din Asia. Aceste stiluri au fost analizate și s-a ajuns la concluzia domnule, dacă mănânci în felul acesta vei avea mai multe beneficii asupra sănătății. Mergem mai departe. Problema practic care apare în momentul în care consumăm soia este sau grija este cu acei fitoestrogeni. Fitoestrogenii sunt un compuș chimic. E un fel de uh, hormon din plantă dar mai slab, iar structura lui chimică seamănă cu Structura estrogenului, care estrogenul fiind hormonul principal feminin. Dar avem așa, fitoestrogenul a fost asociat cu îmbunătățirea săn sănătății cardiovasculare, cu scăderea riscului de cancer la sân, iar pentru bărbați scăderea riscului de cancer la prostată. Pe lângă asta, ajută persoanele cu osteoporoză, îmbunătățește, să spunem, efectele menopauzei, adică treci mai ușor prin această perioadă, și pe lângă asta, îmbunătățește funcțiile cognitive. Până acum totul sună bine. Câteva studii au arătat că. Consumul de soia va reduce inflamațiile, lucru care va prinde foarte bine pentru următoarele boli. Avem asteroscleroză, artrită, obezitate și diabet. De asemenea, fitoestrogenul lărgește vasele de sânge, încât circulă sângele mai bine și va scade tensiunea arterială. Și, din nou, tensiunea arterială ridicată poate crește, dar, de fapt, nu poate. Crește riscul de boli cardiovasculare. Dar, o notă foarte importantă din aceste studii avem așa. Acești hormoni din plante pot reduce reacția imunitară, lucru care poate veni cu anumite riscuri. Apoi, haideți să vedem consumul de soia și bărbații, pentru că aici este problema. Bărbații se întreabă, băi, este bine să consumă acești hormoni din plante care seamănă cu hormonul feminin? Să vedem. În primul rând, după cum am zis, va scade riscul de cancer de prostată lucru care este, acest tip de cancer este pe numărul, locul 2 în SUA, da? Dar, haideți să vă citesc un citat. Un studiu din 2016 spune așa. Indiferent de cât de bine ar suna aceste beneficii, efectele hormonilor din plante asupra sistemului de reproducere al femeilor și al bărbaților nu sunt înțelese pe deplin. Orice lucru care este recunoscut ca un hormon în corp, chiar dacă este de o intensitate mai slabă, va... Crea o reacție în corp care va trebui să balanceze acei hormoni încât să ajungă la un echilibru. De exemplu, acest lucru probabil îl știu cei mai bine cei care consumă steroizi. Dacă vei lua, de exemplu, testosteron în plus, dacă e o cantitate foarte mare și nu iei ceva pentru a opri conversia lui în estrogen, acel testosteron extra, o parte din el se va converti înapoi în estrogen pentru că organismul spune băi, e prea mult, nu-mi trebuie atâta testosteron și îl va converti în estrogen. Și de fiecare dată când un hormon este prea mare, corpul tot timpul trage să echilibreze situația și va ridica o chestie, va scădea altă chestie încât să ajungă la nivelul optim. Continui citatul. Consumul excesiv de soia poate duce la decalarea ciclului menstrual, iar iar la bărbați poate reduce numărul de spermatozoizi viabili și în unele cazuri poate duce la disfuncții erectile. După ce am terminat această propoziție, sunt convins că 95% din bărbați au spus I'm good. E ok. Disfuncție erectilă, chiar dacă este riscul de 0,5% că acest lucru să se întâmple, nu, nu mersi. Și avem o concluzie a unui grup de cercetători care au analizat uh, mai multe studii pe această temă și spune așa, este nevoie de o cercetare mai amănunțită pentru a determina cine va beneficia cel mai mult de pe urma consumului de soia și ce cantitate ar trebui să fie recomandată. Deci, din nou, aceste beneficii sunt foarte bune, dar trebuie să vedem ce categorie de vârstă sau ce persoane care sunt mai vulnerabile sau care sunt la o anumită vârstă ar avea de câștigat mai mult dacă ar consuma o cantitate mai mare de soia și apoi să vedem ce înseamnă o cantitate mai mare, ce înseamnă puțin, ce înseamnă mult, ce înseamnă negativ. Exces. Pentru că lucrurile astea sunt orientative, exact cum se spune și despre alcool. Consumul responsabil, ce înseamnă consumul responsabil? Înseamnă o bere, înseamnă două bere, înseamnă o găleată. Ce înseamnă consumul responsabil? Pentru că dacă te duci la țară, nu știu, undeva prin Ardeal sau prin Vaslui sau prin nu știu unde, ai că 100-200 de mililitri de țuică sunt așa, înainte de masă. Deci asta trebuie să se determine. Ce înseamnă consum mic, optim, mare, și în exces. Bun, acestea sunt informațiile. Concluzia mea este că are aceste beneficii și într-un consum mediu, să spunem că vei consuma de 2-3 ori pe săptămână, nu cred că vei avea niciun fel de efect negativ. Dacă consumi în fiecare zi cantități mari și îți bazezi majoritatea aportului proteic din urma consumului de soia, nu se știe. Pot să spun așa. Nu se știe. Pentru că, într-adevăr, nu avem un studiu care să spună dacă vei consuma soia în fiecare zi, vei avea o problemă. Nu există deocamdată. Dacă există, eu nu l-am găsit. Acum, lucrurile cred că se vor clarifica în momentul în care se va face un studiu să spună, bun, ia să vedem, dacă cineva consumă 50% din aportul lui proteic, da, să spunem că îl punem pe 1,5 grame de proteine pe kilogram, da, așa pentru menținere, supraviețuire, nu pentru masă musculară sau fitness, din, să spunem, care are nevoie de 100 de grame de proteine, din acele 100 de grame de proteine, 50% vor fi din soia, după care 80% vor fi din soia, după care 100% vor fi din soia. Haideți să vedem pe termen de 4 luni, 6 luni, 10 luni ce schimbări apar. Și atunci putem ști clar, da, domnule, uite, dacă se consumă mai mult de 30% din aportul de proteine, apare chestia asta. Dacă așa, apare chestia asta. Deocamdată nu avem aceste informații, ceea ce este destul de frustrant, așa că vă las cu aceste informații și în momentul în care vom primi altele noi, voi completa acest video. Până atunci trage singur concluziile dacă ar fi bine să consumați soia sau nu. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. La scris și pe clopot pentru notificări, bineînțeles. Și că ne vedem la video următor. What? Huh?